Bună ziua, bine ați venit în Comuna Poșaga. Dumneavoastră și prietenii dumneavoastră, ne aflăm în satul Poșaga de Sus, în fața bisericii Sfinții Arhangheli, care este declarat Mihail și Gavril, care este declarat și monument istoric, care datează din anul 1789. Comuna Poșaga este formată din 5 sate. Este vorba despre satul Lunca Arieșului la intrare în comună, este vorba despre Poșaga de Jos, Poșaga de Sus unde ne aflăm, satul Segagea și satul Orăști. Mai avem două, îmi pot să spun, cătune care au Corțeștiu, Inceștiu, care câțiva locuitori, ar fi 7 de obicei, de fapt, dar rămânem la cele 5, că acolo este un singur locuitor la în satul Inceștiu, unde avem și o stână de oi. Cu asta se ocupă cetățenii comunei, cu creșterea animalilor, cu pădurea. Avem câteva gatere care debitează materialul lemnos și prin care își câștigă existența acești cetățeni. Mai sunt câteva locuri de muncă. Avem o școală generală în care au mai rămas în satul Poșaga de Sus, Poșaga de Jos. Comuna Poșaga au avut școli în toate satele, chiar și în Poșaga, aici în Poșaga de Sus, a fost școală 1-9 în anii, până în anii 90. Iar pe urmă, migrarea la oraș a făcut ca populația să scadă și să fie cât mai puțin locuitori în zona asta, dar ne menținem la undeva, avem acum 835, suntem în scădere, datorită faptului că migrează la oraș, lumea bătrânită și rata de mortalitate este mai mare ca și cea de natalitate. Avem aici, în fața noastră, în, cum îi spunem noi, rezervația Scărița Belioara, care datează din anul 1930. Este o zonă foarte frumoasă, căutată de turiști. În general, sâmbăta, duminica, aici vin chiar și 50-60 de mașini care vin și fac traseul ăsta, care cine îl face pe jos are 5-6 ore de parcurs, după cum se vede creasta respectivă. În partea cealaltă ne învecinăm cu comuna Ocoliș și în partea dincolo poți să urci până la pietrele, până la Piatra Cântătoare. În partea asta aici avem o altă rezervație, Cheile Poșăgii, care, la fel, traseul turistic pleacă din satul Lunca Arieșului și vine tot pe creasta dealului până aici sus, unde se gata la unitatea militară, care pot să facă acest traseu. Nu. Mai avem acolo, chiar la baza Cheilor Poșegii, avem schitul Mănăstirea Poșaga și izvorul Maicii Domnului, hram care este în data de 6 august și avem prilejul ca în fiecare an să se organizeze slujbă și sfințirea acolo la izvor. Întotdeauna este prezent arhiepiscopul Irineu, care mulțumim că vine și în fiecare an participă alături de părintele stareț. Aici e tot ce se vede, cimitirul care datează de atunci. Să și poate vedea că e veche biserică, având faptul că geamurile astea micuțe nici nu mai există, n-am văzut. Oriunde am umblat în țara asta și în lume, n-am văzut așa arhitectură, să pot spune așa. E o panoramă foarte frumoasă, din care se vede Scărița, Cheile Poșăgii. Efectiv, se văd toate lucrurile astea frumoase, care puteți să aduceți pe toți prietenii dumneavoastră să vină aici să viziteze comuna Poșaga. Aici pe stădealul ăsta e comuna Sălciua, îi spune cum vine masivul Cheile Poșăgii, se întind până în Valea Sălciuții, cum îi spunem noi, și partea dincolo de vale e comuna Sălciua, cu care ne vecinăm. Știți unde am ajuns și unde ne aflăm? Ne aflăm la mănăstirea din Poșaga, cu hramul Schimbarea la față, din 6 august. Nu.
Mănăstirea care datează din anul 1933 și care a fost construită de Alexandru Rujdea. Mai sus este, tot aici în zonă la noi, izvorul Maicii Domnului la 100 de metri, care deasupra s-a construit paraclisul Maicii Domnului pentru a proteja acest izvor cu ăsta. Putem să ne îndreptăm, să mergem să îl vizităm și să vedem despre ce e vorba. Ne aflăm la izvorul Maicii Domnului. Aici deasupra este construit paraclisul, iar acolo pe trepți, dacă coborâm acolo jos, este izvorul Maicii Domnului. Dacă ăsta, haideți să mergem. Se spune că dacă omul sau cetățeanul care vine aici și are credință, izvorul iasă și curge pe toate trei astea, ba chiar curge peste ăsta. Acum se pare că niciunul dintre noi, e o apă care se spune că e tămăduitoare. Eu vreau să beau, vă dau și vouă. Vrei? Ia, nu mai este o cană mai mică. Ne aflăm în mica expoziție etnografică a Comunei Poșaga. Din lipsă de spațiu, care tot căutăm o locație mai mare și o casă veche sau până la urmă nu știu cum o să facem, îl avem aici expus. Avem câteva obiecte din trecut, de când strămoșii noștri, sute de ani, cred că unele piese au poate mai bine de 100 de ani, care le mai avem în dotare. Pe viitor considerăm să găsim o locație adecvată unde să putem să le expunem și chiar să le aranjăm mai bine. Începem de aici. Astea, din cât știu eu, din bătrâni, socru se ocupă cu stupăritul, îmi spune că asta era pentru stup mai de mult. Se lua roi, se lucra la stupărit. Astea, din ce scrie aici, eu știu că mi-au spus că era văniță pentru copii. Ăsta, un leagăn de nuiele pentru copii din trecut, care îi ducea la munca câmpului. Așa îmi spunea mama, care acum are 80 de ani. Ne mai spun multe lucruri care uneori nu le băgam în seamă, dar acum încercăm să ne aducem aminte. Aici sunt mai multe lucruri din, din industria pâinii, cum era când se făcea pâinea. Nu avem cuptorile alea vechi. Aici e pentru preparatul laptelui hurdună de ales untul. Avem costumul bărbătesc tradițional, care e portul popular din Comuna Poșaga, care e format din cămașă, pieptar. E pieptarul care era de sărbătoare. Sunt și pieptare din alea negre, care îs pe bază de când mergea munca, la munca de zi cu zi. No. Aici sunt chelcheul, e costumul tradițional femeiesc, la fel, format din pieptar, dar eu, din cât îmi spunea mama, sunt unele pieptare care le folosea la munca câmpului. Asta era numai în zilele de sărbători, când ieșau, când mai mergea la câte o horă. Aici era pentru scărmănatul lânei și a cânepii, când era cânepa. Lucrurile astea jos, acolo, care se văd. Asta cred că ce era cu mierliță pentru tot pentru cânepă, așa un ăsta. No. Asta e o lasă de zestre, când se ducea, îi dădea părinții, la de care încă funcționează la și de 100 de ani. Nu. Avem aici războiul de țesut. La război eu nu prea mă știu. Doamna Maricica ne poate explica un pic parte din război, dacă știe despre lucrurile, cum să proceda. Avem aici războiul de la Poșaga.
care s-o monta pe timpul iernii, în tindă sau în casă. E compus din sulu, astea sunt brâclele, astea sunt mesițe, aici avem pusă spata, jos avem tălpicile, aici avem o surcală, pe care se făcea, se punea firul aici pe țeja asta și se punea după aia în suvecă și se țeșea acolo pânza, lepegheele sau de ce aveau nevoie în casă. Aici o vârteniță, aici e o mașină de tors lână. Avem aici cam niște farfuriile care erau pe vremuri. Aici e farfuria adâncă, farfuriile adânci, așa cum sunt acum, care erau pentru în casă, cu masă, cu scaun. Se văd lucruri foarte vechi, nu la luxul care îl avem noi acum. Astea sunt niște coșuri de pâine, oalele cu care, pe cum vedem, era pentru, cum îi zicea, la camniță, că nu era sobă din aia sus, că era numai din aia și se făcea focul și așa era mai pe vremuri. Nu era cum e acum cu aragaz și cu tot felul de ăsta. Aici se zice la astea ceva penar lăcrămuță, probabil niște scule care le folosea pentru copiii la școală. Multe lucruri care chiar noi în zilele de astăzi, dacă nu mai vorbim cu cei în vârstă, chiar nu le mai știm denumirile sau nu știm la ce le-au folosit. Că noi acum avem cu altele. Aici avem o doniță de apă, mai de mult așa erau. Cu asta se ducea apa. Acum avem sticle de plastic, avem tot felul de ăsta. Nu. La fel era sâta care iar se cernea făina. Aici avem jogger sau firez din ăla vechi, cum mergea la pădure, nu ca acum. Cântar, straiță din deaie frumoase, care în ziua de asta nu se mai prea cos. Aici sunt niște unelte prin care omul avea meșteșugul în lemn. Scuțătoile, îi barda, că mai de mult nu era jogger, până a apărut joggerul care să despice lemnul sau să facă grindă sau ăsta, se folosea berzele și securile. Iar sfledierile care se folosea la sfledieritul lemnului și l-a introdus la melci, pentru că mai de mult așa era cuie de lemn, nu era cuile cum sunt acum sau alte lucruri prin care prinzi lemnul să-l zici, îi dai holșuruburi sau ce a apărut acum pe nou. Astea e un jilău de la mai mic prin care șlefuia lemnul. Ăsta e din ăla mare, fierul de călcat. Avem șaua care era la cal. Unea când mergea la colibă, că mai de mult nu era autoturism, să mergi kilometri, să mergea. Nu se ducă să meargă pe sus, că să meargă, să ducă greutățile ca să nu le ducă în spate. Și aici avem prezentat un jug, jugul care era pentru boi. No. Ca să pui un car, era carul. Am avut în expoziție. Avem și car, dar nu l-am putut să-l expunem aici, fiind spațiu foarte mic, dar pe viitor sperăm să-l... Nu. Astea, iar e un costum tot așa pentru sărbători. Lepedeaiele care așa se țesea pe vremuri, cu războiul respectiv. Și avem aici patul care... Un pat vechi, care... Și un țul, care... cred că sute de ani. Nu erau saltele de dormeo sau din astea la alte, că era rogojină și furtca de tors cu lână și multe lucruri care... Ce avem aici? Tindeele, care era mândria femeilor, care fac care mai de care ceva tindeaie frumoase, tot felul de modele. Și străițele care au un specific în fiecare localitate de pe zona munților Apuseni, fiecare are cu creația ei. Așa e, la Poșaga e un fel, astea străiți la Poșaga, chiar și aia de acolo, aia,
cred că e poșaga de jos, asta e poșaga de sus, după cum văd eu că e... Ne pare bine că le avem și astea cât e îs aici, ne bucurăm că încă le putem menține și sperăm că pe viitor să facem, să găsim o locație și o casă bătrânească prin care să putem să arătăm și să rămână tradiția pe mai departe cu specificul sau cu ce-a fost în trecut în casele cetățenilor și cum au trăit, cum s-au gospodărit, s-au ajuns la alte lucruri mai noi. Vă așteptăm cu drag și de altă dată în comuna aceasta frumoasă, Poșaga.